Bună, dragilor! Am revenit, ca de obicei, cu un nou video pe cardurile de înțelepciune, da, astea. Voi, între timp, vă gândiți la o dorință anume, la ceva care vă doriți voi foarte mult și cu cărțile normale, da? Vă voi spune dacă dorința voastră se va îndeplini sau nu, da? După cum știți, eu sunt Rina Devi și vă salut acum din România. Pentru noi abonați, aș vrea să vă spun că eu fac video cu cărțile de tarot, diferite carduri de înțelepciune, puterea gândului, cărțile normale, oracolele îngerilor. Tuturor vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine, pentru comentariile voastre frumoase, pentru abonare. Vă trimit îmbrățișarea mea plină de lumină și căldură și vă doresc multă, multă sănătate, iubire, prosperitate acolo unde vă aflați voi în acest moment. Și să trecem la treabă, să nu o mai lungim, da? Să vedem pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendent în Capricorn, ce răspuns ne dau cărțile normale pentru ceea ce ți-ai pus tu în gând, dragul meu, draga mea, Capricorn, da? Este un da sau un nu pentru Capricorn, vă rog. Ia să vedem. Aici văd un bărbat mai tânăr care se gândește la o doamnă micuță de statură, șatenă, cu ochii căprui. Se gândește mai mult la banii acestei doamne, ea fiind cu o situație financiară foarte bună. Dragilor, cărțile nu prea se văd așa bine, dar nu asta este important. Important este mesajul lor, ceea ce spun eu aici. Este o etalare generală, nu se poate potrivi oricui, este o etalare gratuită, eu spun exact ce văd în cărți, nu am niciun alt interes, nu vorbesc din burtă să mă aflu și eu în treabă, da? Deci dacă nu rezonez cu aceste mesaje, înseamnă că nu sunt menite, da? Ignoră acest video și lasă-i pe alți oameni, pe alte suflete să se conecteze cu energia acestor mesaje, da? Să vedem ce răspuns avem aici pentru Capricorn, da sau nu? Din păcate, din ce văd eu aici, răspunsul este nu, dragilor, din păcate. Aici sunt niște discuții foarte multe, văd aici un bărbat mai în vârstă cu o femeie mai tânără, deci nu se îndeplinește dorința sau ceea ce ți-ai pus, dragul meu, draga mea, Capricorn, din mai multe motive pe care tu le știi. Să vedem cardul înțelepciunii, ce spune pentru tine, dragul meu, draga mea, Capricorn. Chiar în acest moment a căzut, stă să cadă, de fapt, o carte. Merit doar binele în viața mea. Așa să fie, Doamne ajută. Mă eliberez de fricile și limitările altor oameni. Am propriile mele gânduri iubitoare. Bravo! Așa să faci, dragul meu, draga mea. Nu trebuie să porți frică în tine de orice tip. Eliberează-te de frici. Nu avea atâtea frici.
Gândește că îți vrei binele, că vrei binele în viața ta și așa va fi. Deci atunci când vei gândi bine de tine, de toată lumea, îți va fi foarte bine, atât ție cât și celorlalți. Eliberează-te de frici, dragul meu, draga mea, și limitează-te la oameni care sunt cu adevărat. Fă o separare, să zic așa, o alegere. Scoate din viața ta oamenii toxici, oamenii care ți-au făcut rău, eliberează-i, da? Și acceptă în viața ta oamenii buni, oamenii al lui Dumnezeu, oameni care rezonează cu tine, care sunt ca tine, da? Așa să-ți ajute Dumnezeu. Eu îți trimit o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire. Îți doresc multă sănătate, iar bunul Dumnezeu să te aibă în paza sa cerească. Ne reauzim într-o altă lectură cât mai curând. La revedere!